Suntem live, bănuiesc, să ne spună colegii noștri din presă dacă suntem live. Întâi de toate, bună ziua tuturor, mulțumesc celor care au dat curs invitației noastre pentru a fi prezenți la această conferință de presă, organizată de către Platforma Demnitate și Adevăr, fracțiunea platformei, da, în Consiliul Municipal Chișinău, la capătul unei ședințe care s-a produs pe parcursul a două zile, 15 și 16 decembrie. În cadrul acestei ședințe au fost luate mai multe decizii importante pentru municipiul Chișinău, pentru capitala Republicii Moldova. Așa cum spuneam, în cele două zile de activitate a Consiliului Municipal a fost aprobate proiectul de buget pentru anul 2022 în primă lectură, a fost aprobat proiectul de decizie cu privire la taxele locale și corelarea bugetului pentru 2021. Am să rog pe colegii din presă, ca să nu pierdem din timpul prețios pe care noi îl plătim, atunci când e nevoie de să fim reflectați, plătim din banii platformei, nu din fonduri obscure din țară și din afară, am să vă rog să acumulați întrebările și mai apoi colegii mei, pe care îi vedeți în față, să vă poată răspunde împreună cu mine la întrebări. Am să trec repede cu prezența și voi spune că de la stânga la dreapta îl avem pe domnul Aurel Rusu, consilier în municipiul Chișinău, din partea platformei DA. Domeniul de activitate al acestuia este dreptul și digitalizarea. Doamna Zinaida Duca, domeniul social. Domnul Iurie Tesa, responsabil pe tot ce înseamnă domeniul ingineresc, apă, canalizare și alte locativ comunal. Doamna Aliona Mandate este vicepreședinta fracțiunii Platforma DA din Consiliul Municipal Chișinău. În momentul de față este secretar al Comisiei Funciare din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, responsabilă, printre altele, dar în special de domeniul funciar. Domnul Ruslan Derbitschi, cine nu-l cunoaște pe Ruslan, a pierdut foarte mult, este colegul nostru în Consiliul Municipal, este președintele organizației noastre Rășcani și un om care s-a dedicat în permanență mai multor domenii, unul dintre ele fiind salubritatea, fiind curățenia, în special în ceea ce privește un domeniu foarte important pentru noi, Centrul Capitalei și Piața Centrală. Aliona Doroș este vicepreședintele fracțiunii Platforma DA și este responsabilul în cadrul Consiliului Municipal pentru problematica financiară, economică, este și președinta organizației noastre de femei și în intervențiile din ultima perioadă de timp ați văzut probabil preocuparea domniei sale pentru tot ce înseamnă sănătate, mai ales în domeniul procreierii, a fertilității și așa mai departe. Ina Gaidău este președinta organizației noastre din Ciocana, responsabilă, având în vedere că Ciocana are cele mai multe suburbii, va vorbi astăzi despre tot ce înseamnă contribuția Platformei Demnitate și Adevăr la proiectul bugetului pentru anul 2022, în ceea ce privește suburbiile capitalei, nu doar cele de la Ciocana, ci toate suburbiile, și fac mențiunea că Platforma DA a avut o preocupare pentru absolut toate suburbiile capitalei. Nu a făcut o prioritate în funcție de primarii aleși acolo, de consilierii aleși pe criterii politice, pentru că suburbiile ne sunt la fel de dragi ca și cartierele din oraș. Domnul Ioan Macovei este consilier, este membru a Comisiei Funciare, responsabil în cadrul acestei comisii de proiectele pe care le propune Platforma DA, dar și de legalitatea, transparența și modul în care sunt propuse, elaborate și adoptate deciziile care sunt de funciar.
Dar un rol aparte, domnul Ion Macovei, îl are în ceea ce privește dezvoltarea transportului în municipiul Chișinău. Va vorbi probabil și astăzi la acest capitol, dacă vor fi întrebări. Doamna Ala Tâșcu este profesoară, are în responsabilitatea sa domeniul educației, social, împreună cu domnul profesor Ilie Țurcanu, pe care îl reprezintă, îl aveți în capăt. Un domeniu esențial pentru cei de la Platforma Demnitate și Adevăr. Cunoașteți preocupările noastre atât în programele electorale pentru Chișinău din 2018-2019, dar și în cel prezidențial și de guvernare al Platformei Demnitate și Adevăr, în care am făcut o prioritate zero din ceea ce înseamnă educația în Republica Moldova și, în speță, municipiul Chișinău. Domnul Sergiu Rotaru este consilier municipal, președinte organizației noastre din centru, responsabil, la fel ca și domnul Iurie Tiesa, de domeniul ingineresc, apă, canalizare și comunal locativ, împreună cu, pe final, poate că n-a fost foarte, foarte bine să o prezint pe Cristina Jitari, ultima, dar cei din urmă vor fi cei din tâi, este consilierul nostru și în Consiliul Municipal Chișinău și la Grătiești, un lucru enorm pe care îl face în ceea ce înseamnă dezvoltarea suburbiilor. Domeniul social este o preocupare a Cristinei Jitari. Am făcut aceste prezentări pentru a vă comunica celor care ne privesc și celor care abia așteaptă să vorbească despre platforma DA. Am vrut să vă spun că pe lângă o echipă frumoasă pe care am avut-o în Parlamentul Republicii Moldova, iată, avem o echipă foarte competentă, bună, capabilă să livreze rezultate foarte bune pentru capitală și la Consiliul Municipal Chișinău și sunt sigur că o să-i vedeți pe acești oameni în curând cu proiecte și cu inițiative nu doar la nivel local, nu doar la nivel municipal, ci și la nivel central. Vorbesc aici despre guvern, vorbesc aici despre parlament, pentru că atâta timp cât unii se joacă Tetris, oamenii din platforma DA elaborează. Mă opresc aici cu prezentările și merg mai departe pentru că tema discuției sau tema conferinței noastre era legată de aprobarea în primă lectură a bugetului din municipiul Chișinău și vreau să vă spun că nimeni altcineva nu poate lua aceste decizii cu privire la buget, cu privire la taxe, cu privire la corelarea bugetului pentru 2021 decât consilierii din Consiliul Municipal Chișinău. Această prerogativă aparține în mod exclusiv Consiliului Municipal Chișinău. Acest lucru nu îl poate face nici primarul capitalei, acest lucru nu îl poate face nici Parlamentul, nu îl poate face nici Guvernul, nici partidele politice din cadrul sau din afara Parlamentului Republicii Moldova, nici ONG-urile sau alte entități ale societății civile. Acest lucru nu poate fi făcut nici măcar de cei care fac sondaje. Repet, e de datoria celor care au fost aleși de oameni în Consiliul Municipal Chișinău să elaboreze, să îmbunătățească, să voteze și nu să saboteze. Fac această mențiune pentru că am văzut din partea unor trântori din această țară critici la adresa unei cărți pe care nici măcar n-au citit-o. Critici la adresa bugetului, la adresa proiectului de decizie cu privire la taxele locale, pe care nici măcar nu le-au citit. Știți, se întâmplă în Republica Moldova adesea, băi, îți place cartea aia? Nu-mi place, dar ai citit-o? Nu. Important este să spui că nu-ți place. Ceea ce au putut face toate aceste entități pe care le-am spus înainte, mai sus, vorbesc despre Parlament, despre Guvern, despre partidele politice din cadrul sau din afara Parlamentului, despre ONG-uri sau alte entități ale societății civile, despre cei care fac sondaje și cunosc nevoile adevărate ale oamenilor, precum și consilierii municipali, până la adoptarea acestor decizii, era să vină în cadrul dezbaterilor publice acestor documente, repet, extrem de importante pentru țară în general, pentru o treime din populația țării și în special pentru municipiul Chișinău, ziceam să vină cu propuneri constructive, rezonabile, judicioase, niște propuneri bazate, bineînțeles, și pe realitățile pe care le traversăm cu toții astăzi, ținându-se cont și de capacitățile de care dispune astăzi primăria sub gestiunea unui primar socialist.
Voi menționa din start că elaborarea, publicarea și dezbaterea documentelor menționate în mod legal și la termen, oferindu-se tuturor celor interesați posibilitatea de a face propuneri de îmbunătățire a acestora, eliminând astfel orice posibilitate de troc și târguri politicianiste, este în esențială parte meritul consilierilor Platformei Demnitate și Adevăr, care au respins din start orice înțelegeri obscure practicate pe parcursul a 10 de ani de zile. Așa cum spuneam, consilierii Platformei DA au insistat până în pânzile albe pe transparența acestor acte decizionale, au insistat ca proiectele de buget și taxele să fie publicate și dezbătute în mod legal, transparent, în termeni legali, ținându-se cont de propunerile primarilor și consilierilor din suburbii, a consilierilor municipale, a mediului de afaceri și a celui de expert, ținându-se cont de propunerile societății civile în general și ale oricărui cetățean al municipiului Chișinău interesat în parte. Mă întreb cu ce am greșit în fața populiștilor, neomarxiștilor, libertinilor și a portavocilor lor, făcând transparență. Repet, făcând, nu strigând, transparență. În fața chișinăuienilor și din acest punct de vedere, Platforma Demnitate și Adevăr s-a achitat, eu zic cu brio, de sarcina asumată în programele electorale din 2018-2019. Le amintesc aici populiștilor, neomarxiștilor, libertinilor și portavocilor acestora că astăzi capitala are un primar socialist și cea mai mare fracțiune din Consiliul Municipal Chișinău este tot socialistă, nu datorită secerii și ciocanului, ci din cauza invalidării de către berdilele lui Plahotniuc a alegerilor din 2018, la solicitarea, cunoaștem cu toții, lui Dodon, a lui Ion Ceban, și din cauza spargerii unității forțelor pro-europene și unioniste și din cauza sabotării Platformei DA de către liderii populiști, libertini și chiar falși unioniști a unor partide autentic pro-europene și unioniste. Anticipez niște manipulări în presă, mai ales din partea portavocilor falșilor și a libertinilor, să fie foarte clar, nu despre partidele unioniste vorbesc, nu despre partidele pro-europene, ci despre, așa zișii lor, lideri care au spart unitatea pe care am construit-o noi cei din Platforma DA până în 2019. Și aici aveți liber la comenta. Revenind la proiectul bugetului pentru anul 2022, votat în primă lectură și cel privind taxele locale, fac apel la presă și la întreaga societate civilă să le examineze cu mare atenție înainte de a da sau prelua verdicte sau sentințe emise în procese de intenție cu care ne obosesc zilnic populiștii neomarxiștii, libertinii și portavocile lor. Le sugerez tuturor locuitorilor Chișinăului și celor din suburbii să vină cu propuneri și chiar presiune civică către cei pe care i-au ales în Consiliul Municipal Chișinău, astfel ca în cea de-a doua lectură să avem propuneri, amendamente calitative de îmbunătățire a bugetului Chișinăului și o direcționare corectă a acestora către nevoile prioritare ale oamenilor. Iar acestea, le știe toată lumea, sunt infrastructura, transportul public de calitate, traficul fluidizat, parcările suficiente și bine amenajate, curțile și căile de acces către aceste curți și către instituțiile de învățământ și medicale pe care le vrem cu toții reparate, le vrem curate, modernizate. Ne dorim cu toții curățenie, mediu ambient calitativ.
Bugetul municipal propus pentru anul viitor de către executiv nu acoperea toate proiectele pe care ni le-am propus noi, cei de la Platforma DA, în programul nostru electoral din 2018 și în comun cu cei din cadrul blocului acum în 2019. Astăzi, după insistența noastră a consilierilor municipali, a primarilor și consilierilor noștri din suburbii, afiliați sau neafiliați partinic, acoperă o bună parte din aceste proiecte și noi constatăm că chiar dacă nu ne aflăm la guvernare, chiar dacă nu reprezentăm managementul primăriei, reușim să realizăm promisiunile făcute oamenilor. Spun asta pentru că altele sunt capacitățile noastre, ale celor din Platforma Demnitate și Adevăr, în ce privește dezvoltarea orașului, atragerea de fonduri străine, inclusiv investițiile, atragerea de expertiză, de bune practici europene și românești în infrastructură, în transport, în educație sau medicină, în domeniul ecologic sau cel turistic. Vrem să vă asigurăm pe toți cetățenii Chișinăului că și de acum încolo, tot de ce suntem în stare mai bun, va fi pus la dispoziția autorităților centrale, autorităților locale, pentru îmbunătățirea vieții oamenilor și pentru, bineînțeles, a le face dreptate. Pentru că noi am promis oamenilor dreptate, am promis echitate, o viață mai bună, am promis dezvoltarea capitalei și a țării și niciodată nu am promis politică de linie cum am avut aproape 30 de ani la rând. Noi nu am promis circ în loc de pâine, pentru că Platforma DA e făcută de oameni și pentru oameni, iar ceea ce găsim în formula de buget pe anul 2022, formulă de după dezbaterile organizate cu fracțiunile și cu societatea civilă, este și rodul muncii noastre. Pentru mai multe domenii sociale a crescut suma alocațiilor. Pentru mai multe domenii, pentru proiectele mari și de infrastructură, bugetul a crescut în acest an. Este un lucru esențial din punctul nostru de vedere și asupra acestuia, anume Platforma Demnitate și Adevăr, a insistat la elaborarea acestui proiect de buget. Pentru că aceste proiecte, bineînțeles, sunt necesare pentru oameni. Și vreau să vă spun, în nume personal, dar și în numele Platformei Demnitate și Adevăr, că am considerat și considerăm în continuare că ar fi fost ipocrit, ar fi fost cinic, perfid, ca având un număr de 13 consilieri în Consiliul Municipal Chișinău, și aici fac mențiunea că am fi fost 19 dacă colegii noștri de la PAS n-ar fi spart unitatea blocului acum. Spuneam, ar fi fost cinic, ipocrit, perfid și nu știu cum aș mai, ce calificativ aș mai da, să fi stat pe tușă, să înjurăm și să facem politică de linie, politică tradițională moldovenească, o politică de cacao, i-aș spune eu, să nu ne implicăm, să lăsăm la îndemâna socialiștilor tot bugetul capitalei. Așa s-a întâmplat de-a lungul timpului. De fiecare dintre noi depinde dezvoltarea orașului și confortul cotidian al locuitorilor. În urma votului dat de Platforma DA, al nostru și al fiecăruia în parte, vor beneficia întâi de toate copiii noștri, tinerii, oamenii de cultură, dar și toți locuitorii Chișinăului. Dacă poate cineva acest lucru să-l nege, să îndrăznească. Eu vă spun că nu îndrăznește, nu poate să îndrăznească cineva pe bază de argumente să nege acest lucru. Vreau să vă spun și ceva foarte personal. Sunt înjurat în permanență, și eu și colegii mei, de câțiva troli cu conturi false de prin Parlamentul Republicii Moldova, din guvern, de prin diferite partide politice, că nu fac și nu facem scandal prin Consiliul Municipal. Că nu-l batem la propriu pe ce bani. Unora, care se tot bat cu copita în piept că sunt unioniști, dar scriu România cu I din I, le stă în gât chiar și înfrățirile cu orașele din România pe timp de cod roșu sanitar și politic. Vreau să le amintesc acestora că noi suntem cei care am inițiat proiectele de înfrățire cu orașele din România și o să le ducem până la capăt în ciuda criticilor lor. Dar întrebarea care se pune, de ce i-ar deranja înfrățirea Chișinăului cu Suceava dacă de pe urma acestui exercițiu inițiat de Platforma Demnitate și Adevăr au de beneficiat cele două capitale, dar cel mai important, au de beneficiat locuitorii
Chișinăului. Pe noi cei din platforma Dan, nu panglicile tăiate drept trofeu ne interesează. Ceea ce ne interesează sunt beneficiile pentru oameni, pentru chișinăuieni. Asta este prioritatea noastră. Am mai văzut panglici tăiate pe fonduri europene și românești de către fostul președinte Dodon. Știm însă cine au contribuit la acele fonduri. Așa că vă spune și dumneavoastră. Contribuția platformei DA, indiferent de cine taie panglicile, este îndreptată către cetățeni, în speță către orășeni. Revenind la buget, alocațiile prevăzute în bugetul municipal pentru anul 2022. Pentru măsurile culturale și implementarea proiectelor culturale și crearea centrelor de cultură. S-au majorat comparativ cu anul 2021 de 3 ori, de la 10,6 milioane la 31 de milioane. Măsurile pentru tineret și sport s-au majorat comparativ cu anul 2021 de 2,2 ori, de la 7,3 milioane la 16,3 milioane. Sumele pentru reparațiile capitale ale sediilor instituțiilor de învățământ pentru deschiderea și extinderea instituțiilor au fost majorate comparativ cu 2021 cu 33%, de la 135 de milioane de lei la 180,2 milioane de lei. Pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medicale, majorarea comparativ cu anul 2021 cu aproximativ 50%, de la 20 de milioane la 30 de milioane. Sumele pentru proiectele investiționale, pentru dezvoltarea infrastructurii din suburbii, au fost majorate comparativ cu anul 2021 cu 19,4%, de la 85 de milioane la 101 milioane de lei. Reparația capitală și extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, cu prelungirea liniei de troleibus până la strada Bucovina, are alocată suma de 90 de milioane de lei. Îi îndemn pe cei de la Ciocana, a câta oară, să verifice cine s-a opus acestui proiect al nostru. Proiect al nostru, dar benefic tuturor celor care locuiesc la Ciocana. Continuarea lucrărilor de reparație a acceselor în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sectoarele municipiului Chișinău, 60 de milioane de lei. Reparația a 3 poduri din strada Mihai Viteazu, din strada Ismail și viaduct, bulevardul Dacia, estacada din orașul Sângera, 40 de milioane de lei alocate. Despre aceste și alte contribuții ale platformei Demnitate și Adevăr la actuala formulă de buget, vă vor vorbi colegii mei în scurt timp, fiecare având domeniul său de gestiune. Vă spune însă câteva cuvinte despre taxe. Am vorbit și în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău, vorbesc și acum. Și vreau să fie clar pentru toată lumea. Să nu mai acceptați manipulare din partea celor pe care i-am pomenit ceva mai înainte. La insistența platformei Demnitate și Adevăr, din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, taxele locale, cu excepția unor domenii pe care le considerăm vicii, și anume jocuri de noroc, cazinouri și altele, taxele locale nu au fost majorate. Ajustarea acestora a fost făcută la insistența noastră la rata inflației din 2020. Această rată era de 3,8% și nu la cea de 12% estimată și realizată la 1 decembrie 2021 și cu atât mai puțin la cea de peste 14% care se estimează în 2022. În ce privește domeniul Horeca, un domeniu esențial pentru Republica Moldova, o țară cu excelente perspective turistice conform programului prezidențial și de guvernare pe care îl are platforma Demnitate și Adevăr, taxele în acest domeniu au rămas aceleași. Și asta pe baza discuțiilor, comunicării pe care le-am avut de-a lungul timpului cu reprezentanți acestui important domeniu. Datorită platformei DA, taxele au rămas aceleași, iar în caz de cod roșu sanitar, urmează să se micșoreze cu cel puțin 50%. Și da,
Noi am insistat pe creșterea taxelor pe lux și vicii, adică pentru benzinării, cazinouri, casele de pariuri. Și asta în timp ce unii consilieri, s-a văzut ieri în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău, au apărat cu ardoare interesele acestora. Dar asta este un domeniu la care ar trebui să se aplece mai mult presa de investigație. Încercarea disperată a executivului și a primarului Ceban de a institui cu orice preț taxa de salubrizare înaintea definitivării de către stat pe baza unei cooperări corecte între autoritățile sale centrale și locale, a unui mecanism funcțional, a fost curmată prin amendamentul colegilor noștri din platforma DA, formulat de colega noastră Aliona Doruș. M-aș bucura ca presa din Republica Moldova, mai ales anumite portaluri, să-și revizuiască pe baza analizei pe care o vor face asupra a ceea ce s-a votat ieri în Consiliul Municipal, așa zisele știri de ieri, alianțe, coaliții și tot felul de inepții. Am spus de atâtea și de atâtea ori că statul trebuie să fie cel care servește cetățeanul și nu cetățeanul să fie slujitorul statului. Iată de ce și în continuare platforma DA va face exact ceea ce a promis oamenilor, exact ceea de ce au nevoie oamenii și nu va satisface niciodată orgolile unor liderași partinici care au preferat ieri în Consiliul Municipal fie să părăsească sala, fie să facă scandal, să facă spectacol. Și în demnul meu mă grăbesc să fac acest lucru, dar nu înainte de a-i ruga pe colegii noștri din presă să-mi trimită care sunt întrebările pe care le-au acumulat. Am să vă rog să mi le dați, ca mai apoi să le putem dezvolta aici cu colegii noștri. Dar am să rog presa din Republica Moldova să facă un mic exercițiu, mai ales după ce ieri a avut loc ședința cu Consiliul Municipal Chișinău. Noi am venit în fața dumneavoastră și ne-am prezentat poziția noastră cu privire la ceea ce am făcut, bine sau rău, decideți dumneavoastră, cum a făcut acest lucru, transparent, legal, în termeni. Dar rugămintea mea este, dacă se poate, poate ajungem și în Republica Moldova să-i mai întrebăm și pe cei care nu au făcut ceea ce trebuiau să facă, de ce nu au făcut, de ce în loc de propuneri constructive cu privire la bugetul Chișinăului, cu privire la taxele locale, cu privire la modul de corelare a bugetului pentru 2021, n-au venit cu niciun fel de propuneri, cu niciun fel de propuneri, iar dacă cumva s-au obosit să scrie ceva pe o hârtie, acele propuneri deja să aibă reflectare în buget după ce au fost promovate de către Platforma Demnitate și Adevăr. Vă rog să-i întrebați pe cei care ieri au hotărât să nu voteze acest buget. De ce n-au făcut acest lucru? Noi vă stăm la dispoziție să vă spunem punct cu punct, cifră cu cifră, literă cu literă acestui buget, de ce am făcut acest lucru. Pentru cine l-am făcut? Să fie foarte și foarte clar. Nu mai acceptăm linșajul mediatic la care am fost supus de-a lungul timpului și indiferent de datele din sondaje, vom munci în continuare la tot ce înseamnă dezvoltare, modernizare a Chișinăului și a întregii Republicii Moldova cu această echipă minunată de la Chișinău și cu echipa noastră care, în momentul în care discutăm cu dumneavoastră, elaborează inițiative, elaborează proiecte de legi pe care încercăm să le punem la dispoziția celor din Parlament pentru a fi promovate în favoarea cetățenilor. Mă opresc aici, voi trece în revistă întrebările pe care le-a pus presa, nu înainte însă de a oferi cuvântul la Alionei Doruș, pentru că, la modul general, va prezenta toate propunerile noastre, sau o parte din propunerile noastre foarte importante pentru buget. Și mai apoi și alți colegi de noștri vă vor răspunde la întrebările pe care le-ați formulat. Mulțumesc! Bună ziua, stimați cetățeni! Reamintim că pentru prima dată, probabil în ultimii 10 ani,
Avem un buget elaborat în termeni legali, conform legii 397 cu privire la finanțele publice, iarăși datorită insistenței consilierilor platformei DA, care a fost prezentat spre consultări în termenii până la 10 decembrie, așa cum prevede legea, și am depus demersul nostru oficial, fără a fi consultat pe submasă, am depus demersul nostru oficial către primarul general și Direcția Finanțe, în care, în conformitate cu legea 436 privind administrația publică locală, cu legea privind finanțele publice, am elaborat acest demers în baza multiplelor solicitări din partea cetățenilor și am depus următorul demers în vederea executării neîntârziate a proiectelor de decizii care au fost votate în unanimitate în Consiliul Municipal, elaborate de către consilierii platformei DA, identificarea resurselor suplimentare pentru procurarea cel puțin 100 de autobuze pentru oraș, atât pentru zonele neacoperite suficient în oraș, cât și pentru suburbii, detalizarea proiectelor și sumelor atribuite fiecărei suburbii și domeniu, despre acest lucru va vorbi mai detaliat colega mea Ina Gaidău, reabilitarea căilor de acces către instituțiile de învățământ și instituțiile medicale în baza priorităților și necesităților reale și mai puțin în baza criteriilor politice, deschiderea mai multor grădinițe și grupe noi, inclusiv grupe creșe la fiecare instituție de educație timpurie și neapărat verificarea funcționalității acestora, alocarea mai multor sume pentru grădinițe, și aici le-am enumerat, care au depozitate pavaje în curțile grădinițelor și nu aveau alocate resurse pentru lucrările de instalare. Am intervenit și aici pentru a fi alocate resursele respective. Dezvoltarea sistemului after school sau sistemului după școală, acolo unde avem spații libere, ca copiii să aibă și o ocupație după orele de învățământ. Majorarea alocației pentru alimentația copiilor și controlul strict al achizițiilor publice, al serviciilor și respectarea normelor de alimentație pentru copiii noștri. Creșterea alocațiilor pentru programele de sănătate, da, noi am majorat pentru lupta cu pandemia COVID, dar să nu uităm și despre alte programe în sănătate și în special cele care am propus noi în cadrul campaniei electorale și nu doar, să fie suplinite resurse pentru programele municipale de sănătate propuse anterior de consilierii platformei DA, cum ar fi programul control și prevenirea cancerului mamar, în conformitate cu programul național de control al cancerului pentru anii 2016-2025 și programul privind prevenirea și controlul infertilității, un program care a fost din programul electoral al domnului președinte Andrei Năstase. Totodată am propus decongestionarea traficului rutier devenit infernal, vedem cu toții, în orele de vârf și nu doar, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, în baza memorandumului semnat în 2019 de atunci între domnul ministru Andrei Năstase și primarul interimar Andrei Antalmaci, inclusiv cu practicarea benzilor reversibile și gestionarea corectă a benzilor dedicate transportului public și special. Amenajarea parcărilor la periferii, intercartiere și în centrul istoric, cu redeschiderea parcărilor comune cu, iarăși, Ministerul Afacerilor Interne, la fel în baza memorandumului semnat în 2019. Cel puțin 400 de locuri de parcare pot fi realizate în centrul orașului. Inițierea programului de reconstrucție a podului Ismail, reparația podului Mihai Viteazu, extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la strada Bucovina, reabilitarea căilor de acces către blocurile rezidențiale pe
care cunoaștem cu toții că se află într-o stare dezastruoasă și impracticabilă. Acestea toate au fost depuse oficial înscris către direcție și au fost introduse în bugetul pentru 2022. Locuitorii municipiului Chișinău merită respect pentru contribuțiile sale la bugetul municipal și merită un buget transparent, consultat cu cetățenii și cu o viziune de viitor și proiecte investiționale durabile. Vă mulțumesc și următorul coleg al nostru. Să te spun, anticipez o întrebare, e la urmă, dar având în vedere că prioritățile noastre față de suburbii sunt cele pe care le cunoaște deja toată lumea, am să rog pe Ina Gaidău să răspundă la o întrebare: ce concret s-a propus pentru suburbiile capitale? Ina. În urma discuțiilor noastre care au avut loc atât cu primarii din fiecare suburbie în parte, cu consilierii locali, dar și cu locuitorii acestora, am primit o serie de solicitări. Iar noi am venit cu un proiect de decizie, dar și cu un demers către executivul primăriei, prin care am cerut includerea în bugetul pentru anul 2022 resurse financiare distribuite suburbiilor concret pe fiecare proiect solicitat de către aceștia, de către administrația locală, dar și de către oamenii de acolo. Iar aici aș specifica construcția pieductelor și a rețelelor de canalizare acolo încă unde ele nu există. Construcția și reparația drumurilor principale, a drumurilor de acces și a trotuarelor aflate într-o stare dezastruoasă. Iluminatul public, foarte necesar pentru o siguranță a cetățenilor. Transportul public, înlocuirea autobuselor vechi cu altele noi, dar și completarea acolo unde este necesar. Autobuse procurate deja în anul 2021, dar care încă urmează a fi achiziționate, tot prin contribuția consilierilor municipale ai platformei DA, în mod special a domnului Ion Macovei. Construcția și reparația instituțiilor de învățământ, dar și culturale, cum ar fi școli, grădinițe, dar și centre administrativ-culturale. Amenajarea aleilor, a scoarelor, dar și a parcurilor, foarte necesare pentru confortul tuturor locuitorilor din suburbii. Țin să menționez faptul că toate suburbiile sunt prioritate majoră pentru platforma DA și vom continua să facem tot ce ne stă în puteri pentru buna dezvoltare a acestora. Și aici aș vrea să specific că toate solicitările venite din partea consilierilor locali, dar și a primarilor, înaintate de către noi pentru introducerea în proiectul de buget pentru anul 2022, au fost acceptate și urmează, acest buget urmează a fi votat într-a doua lectură și banii care vor fi repartizați vor ajunge în toate suburbiile așa cum au fost solicitați, și vor fi puși în dezvoltarea suburbiilor așa cum este corect să fie. Spre final aș vrea să vin cu îndemnul pentru o conlucrare la fel de strânsă și la fel de fructuoasă între localitățile suburbiilor sau administrația locală de acolo și noi, consilierii platformei DA, pentru a putea dezvolta aceste localități așa cum merită ei să trăiască. Mulțumesc, Ine Gaidău. Vreau să fac specificarea că la insistența platformei DAN s-a inclus în bugetul viitor și alocație pentru procurarea cel puțin 100 de unități de transport. O bună parte dintre ele vor trebui să meargă inclusiv în suburbii. Este important să se cunoască acest lucru pentru că e adevărat, e adevăr. Bun, mulțumesc. Următoarea întrebare venea legată de dezvoltare urbană. Ce anume ați propus pentru, eu le iau într-o ordine, pur și simplu, ce ați propus pentru dezvoltarea urbană pentru bugetul de anul viitor? Și am să rog pe Aliona Mandate, care este și membra Comisiei Funciare, să ne vorbească la acest capitol.
Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău. Referitor la dezvoltarea urbană pentru municipiul Chișinău, noi am venit în anul încă 2020, la 22 decembrie, cu proiectul de decizie, unul, cred că, din cel mai important, care trebuie să fie astăzi aprobat de către Consiliul Municipal Chișinău, anume actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Chișinău. Și tot în acel proiect de decizie am prevăzut resurse de circa 20 de milioane de lei pentru anul 2021 și vreau să spun că am, pe parcursul acestui an, am urmărit foarte atent activitățile care au fost întreprinse de către Direcția Arhitectură și Relații Urbanistice în realizarea acestui proiect de decizie și constatăm că astăzi, la moment, din răspunsul oficial primit de către direcție în implementarea proiectului de decizie dat, suntem la etapa a doua de procedere la licitația de selectarea companiei care trebuie să pregătească caietul de sarceri în vederea implementării și ajustării planului urbanistic general. Vreau să menționez că avem o tărăgănare de câteva luni la acest proiect de decizie, care este un moment ce într-adevăr nu depinde de către direcție, pe faptul că la prima licitație s-a înregistrat doar o singură companie și acea companie a fost descalificată din considerentele necorespunderei parametrilor care trebuie să implementeze. Prin această cale, anume astăzi, vreau să încurajez companiile ca să participe la următoarea licitație care va avea loc și de aici încolo să pornim în pași mult mai rapizi implementarea și aprobarea caietului de sarceni pentru ajustarea planului urbanistic general. Din aceste considerente, pentru că acest proces este un proces de lungă durată și necesită în complexitate elaborarea planului strategic de dezvoltare a rugurbei municipiului, am solicitat ca în acest an să fie prevăzute în buget suma de 20 de milioane de lei pentru a duce la bun sfârșit acest proces. Vom urmări în continuare acest proces, care este unul de importanță vitală referitor în vederea dezvoltării municipiului, fiindcă planul urbanistic general este Biblia de căpătâi, care trebuie să fie implementată, trebuie să fie ajustată și în corespundere cu necesitățile actuale de dezvoltare socială a orașului, municipiului. La fel aici vreau să zic că am înaintat solicitare ca să fie alocate resurse în buget în acest an pentru implementarea și elaborarea planului urbanistic zonal centru, care la fel este un plan urbanistic zonal care deja de ani de zile nu este aprobat la moment. Cred că acestea sunt ceea ce este cel mai important, ce trebuie astăzi să se axeze Direcția Generală de Urbanism și noi vom veni și noi și vom urmări implementarea procesului și a proiectului, a deciziei deja devenite de către noi votată. A deciziei propusă de către Platforma de Unitate și Adevăr, să facem această mențiune. Mulțumesc, dacă nu o să facem alții, să știți că nu o să facă nimeni. Acum, legat de ceea ce spune doamna Aliona Mandate, cunoașteți foarte bine promisiunile pe care le-am făcut și insistența cu care am venit asupra planului urbanistic general, dar și a celor care îl completează. Și vreau să transmit un mesaj aici. Noi am fost demonizați, mai ales eu, în campaniile electorale, că păream chiar mai negru decât eram. Vreau să le transmit dezvoltatorilor din orașul nostru. Au, în ciuda aparențelor, în ceea ce privește această echipă a platformei, da, niște
interlocutori corecți, au niște parteneri de nădejde în ceea ce înseamnă dezvoltarea corectă, legală, baza oportunităților pe care ne oferă astăzi capitala, dar mai ales pe baza necesităților orașului, a oamenilor, în ceea ce privește această echipă, cei mai buni parteneri și interlocutori. Nu vă mai luați după sperietorile socialiștilor, a populiștilor, neomarxiștilor, libertinilor. Repet, în ce privește expertiză din țară și din afară, din România, din Europa, veniți alături de platforma Demnitate și Adevăr. Fac acest apel, la fel cum fac apel către toți primarii din suburbii. V-am rugat odată să lăsați timpul să ne măsoare vorbele. Iată că dovadă a ceea ce suntem noi este acest proiect de buget care este orientat către suburbii într-un mod echilibrat, într-un mod echitabil. Și aici, la capitolul suburbii, Ion Ceban are o restanță. Are o mare, mare restanță pe care o să o punem în discuție cei de la platforma DA imediat ce va fi votat bugetul. După asta vom discuta mai în detaliu ce înseamnă sau ce a însemnat suburbiile și pentru unul și pentru altul și pentru unii și pentru alții în campaniile electorale și n-ar trebui să uităm despre asta după ce au trecut campaniile electorale. Mă opresc aici și următoarea întrebare venea de la presă legat de contribuția la transportul public sau ce s-a schimbat pentru transportul public. Și cum vă spuneam la începutul conferinței noastre, Ion Macovei deține mai multe informații, el fiind și participantul la mai multe proiecte, procese, prin care parcul de transport public, parcul urban, a fost suplimentat, iar propunerile noastre din acest an, despre ele va vorbi domnul Ion Macovei. Bună ziua, stimați cetățeni! Stimați locuitori ai municipiului Chișinău, fiind membru în grupul de lucru referitor la asigurarea orașului cu transport public, eu și colegul meu, Iurie Tesa, ne-am implicat la maxim în procesul de identificare a entităților de transport ce urmau a fi achiziționate de primăria municipiului Chișinău. Eu personal am mers peste hotare și am acordat executivului toată experiența tehnică de care dispun la negocierea prețurilor rezonabile și a parametrilor tehnici necesari pentru autobuzele cu parcurs. Pentru anul 2022 vom continua și vom depune tot efortul și în continuare pentru procurarea unităților de transport necesare orașului și suburbiilor municipiului Chișinău. Atât. Modest din fire, Ion, el mai mult muncește decât vorbește, dar să nu uităm de propunerea venită din partea noastră, una pe care a formulat-o Alena Doroș în cadrul propunerilor noastre, și anume suplimentarea parcului urban cu cel puțin 100 de unități. Vă rog să faceți un mic exercițiu de imaginație și să vedeți cum ar arăta astăzi orașul cu 100 de unități de transport în plus, care se circule pe benzele dedicate. Și acum vreau să vă spun că sunt un fan al acestor benzi, acolo unde este posibil, acolo unde nu este posibil, bineînțeles, ar trebui să regândim lucrurile și să facem așa încât să avem un trafic fluid, decongestionat, așa cum am promis. Un smart city, vă asigur eu, nu va exista curând în Chișinău. Un smart city ca în Olanda, spre exemplu, sau ca în Germania, ca în Danemarca, mai greu. Dar uite, să facem eforturi astfel încât să ne putem duce dimineața la serviciu într-un timp cât se poate de scurt și să ne întoarcem acasă seara tot așa, așa cum bunoară se întâmpla pe timpul când eram la Ministerul de Interne, când oamenii mergeau la Ciocana seara și veneau dimineața cu un timp înjumătățit, într-un timp înjumătățit, sau la strada Basile Lupu. Se pot face asemenea lucruri, se pot pe baza unei cooperări loiale dintre instituțiile centrale și locale. În speță între primarul Chișinăului și ministerele, parlament, dacă este cazul de modificat ceva legislație. Pentru că am observat în ultima perioadă de timp prea multă retorică și de la nivelul administrației centrale,
guvern, parlament și altele, și de la nivelul primarului capitalei. În locul acestui ping-pong, acestui război politic, cred că o cooperare loială ar fi mult mai în favoarea cetățenilor decât, repet, acest ping-pong politic. Următoarele întrebări vizează educația și piața centrală. Piața centrală, vreau să vă amintesc, ne-am fi dorit-o și noi ca la Barcelona, pe Rambla, dar este clar, cu un management socialist, este clar că în condițiile actuale ale Republicii Moldova e mai mult până departe. Totuși, colegul nostru Ruslan Verbischi are o preocupare aparte pentru piața centrală, iar în contextul bugetului aprobat, cred că are ce ne spune. Mulțumesc! Bună ziua! Fiind președinte a grupului de lucru privind modernizarea pieței centrale, am venit cu abordări constructive și totodată profunde în vederea elaborării conceptului de modernizare a pieței centrale. Da, întreprinderea municipală piața centrală necesită o modernizare corectă. Însă, nu vom permite ca banii publici să fie irosiți pe proiecte nefezabile. Prin urmare, am insistat ca toate proiectele pe fiecare sector în parte să fie discutate și analizate minuțios în cadrul grupului de lucru pentru a veni la ședința Consiliului Municipal Chișinău deja cu o variantă cea mai optimă pentru cetățeni. Platforma DA insistă în continuare asupra transparenței maxime și a controlului banului public pentru proiectele de dezvoltare. Și vreau să vă mai atrag atenție ca presa la ședința următoare să fiți atenți, căci voi veni cu un proiect de decizie referitor la încă o problemă foarte gravă în municipiul Chișinău. Vom crea un grup de lucru pentru problema câinilor vagabonzi din municipiul Chișinău. Inclusiv voi veni cu un raport și cu niște date statistice câți copii zilnic sunt agresați de către acești câini vagabonzi. Și toate aceste probleme se fac pentru, din cauza ineficientă a rezolvării acestei probleme. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ruslan! Pentru că noi cumva am depășit termenul conferinței noastre și sunt sigur că fiecare dintre colegii mei ar fi avut un cuvânt de spus pe marginea bugetului pe care l-am aprobat, pe marginea taxelor, dar nu pot să nu accentuăm un proiect de decizie la care, pentru că este vorba de educație, era o întrebare legată de educație, un proiect de decizie pe care l-a elaborat și l-a promovat cu foarte mare insistență cel care se ocupă de inginerie, dar bineînțeles că a avut suportul și colegilor noștri din educație, domnul Ilie Țurcanu, doamna Ala Tâșcu, un proiect la care noi ținem foarte și foarte mult, și anume la ceea ce înseamnă stimularea copiilor care fac performanță, care învață bine, care depun eforturi, așa că, Iurie Tesa, dacă ai putea să ne vorbești despre acest proiect și de alte propuneri de ale noastre în domeniul educației. Vă mulțumesc, colegi! La acest proiect am muncit de comun, precum spunea și președintele fracțiunii Andrei Năstase, un proiect care este reflectat și în programul electoral al platformei DA, ori noi cei de la platformă mergem treptat și încercăm să realizăm ceea ce am promis chișinăuienilor. Și dacă mai exact, este o premieră pentru municipiul Chișinău, este vorba despre burse municipale pentru elevi, ba chiar cred că și în Republica Moldova nu mai există o asemenea bursă. Bursa pentru stimularea elevilor care au reușită la învățătură și anume cei care au nota medie semestrială mai mare de 9,5 vor primi, promovăm proiectul, este pe ultima sută de metri, în așa fel ca acești elevi să beneficieze de o bursă lunară
pentru a fi stimulați și încurajați să continui cu reușite la acest capitol. Și o altă bursă este bursa pentru performanță, iarăși o bursă lunară care vor beneficia elevii care participă la olimpiade, concursuri naționale și internaționale, cei care reprezintă astăzi Republica Moldova în general, peste hotarele țării, care se întorc acasă cu medalii și locuri de frunte, dar statul sau municipalitatea nu prea le acordă sprijinul, suportul și motivarea în continuare pentru a continua să muncească la reușitele lor. În afară de proiectul respectiv, vreau neapărat să menționez că de comun cu colegii din Comisia Locativă Comunală, și se vorba aici de Sergiu Rotar, domnul Ilie Țurcanu, muncim instant și continuăm să promovăm ideea contractarea directă a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, despre contorizarea inteligentă a consumatorilor, despre vom promova în continuare proiectul și vom pune umăr pentru implementarea proiectului tratarea nămolului de la stația de epurare prin metoda de piroliză. Asta ar însemna scoaterea mirosului urât din municipiul Chișinău. În acest fel nu va mai fi mirosul cel care tradițional îl cunoaștem pe timp de caniculă în municipiul Chișinău. Și mai mulți bani pentru construcția rețelelor de apă și canalizare, atât în oraș cât și în suburbii, despre care s-a mai vorbit colegii. Despre podul Mihai Viteazu, ce ne axăm mult, pentru că mai puțin s-a vorbit în public, dar în anume acest pod avem o expertiză care ne spune că trebuie să suntem obligați să intervenim în 2-3 ani cu reparație capital, de altfel vom fi obligați să limităm accesul pe transportului de mare tonaj pe acest pod. Deci am insistat ca să fie alocați surse financiare, să fie implementat proiectul reconstrucția podului Mihai Viteazu și alte proiecte benefice pentru chișinăuieni. Mulțumesc, Iurie. Dacă mai e cineva care vrea să poate pe domeniul educației, pentru că asta era ultima întrebare. Doamna Tâșcu, veți ceva să ne spuneți sau închidem conferința cu un anunț pe care am să-l fac ceva mai încolo. Dragi chișinăuieni, bună ziua! În încheiere am dorit să scoatem în relief și să afirmăm că dacă nu ni s-ar fi furat votul în 2018, platforma ta ar fi fost la cârma primăriei în frunte cu domnul Andrei Năstase. Respectiv și bugetul municipal ar fi avut o altă pondere, mult mai mare, cu supliniri de fonduri din afară, dar în special românești, deci cu alocări mult mai consistente pentru dezvoltarea orașului, cum ar fi transport public, infrastructură, parcări în număr necesar, deschiderea noi școli și grădinițe. Dar votul cetățenilor a încoronat opera, și la propriu și la figurat. Și pe final, noi am dorit cei din platforma DA să vă afirmăm și să vă spunem cu toată responsabilitatea și certitudinea că toate resursele financiare, deci, vor fi direcționate spre cele mai prioritare proiecte. Vă mulțumim! O zi bună la toți! Da, mulțumesc foarte mult! Pe final vreau să fac un apel către tot mediul de afaceri, mediul de experți, asociativ, către tot ce înseamnă capacitatea noastră ca și societate, ca și, dacă vreți, ca și cetate, să contribuim la modernizarea și dezvoltarea orașului nostru. Apelul meu se îndreaptă și către dezvoltatori, către oamenii de afaceri, dar săptămâna viitoare vom demara discuții cu primarii din suburbii și cel mai probabil acest lucru se va produce
deja după votarea în cea de-a doua lectură a bugetului, asta se va produce pe data de 21, din câte știu eu, am fost anunțat de colegii mei, pe data de 21 vom avea ședință la Consiliul Municipal și imediat după asta ne propunem să ne vedem întâi de toate cu cei care au fost aleși de către cetățenii suburbiilor pentru a pune, de ce nu, pe hârtie, un plan de monitorizare a implementării bugetului pentru anul 2022, verificare a implementării bugetului din 2021. Vrem cât se poate de multă transparență ceea ce înseamnă banul public, pentru că, așa cum spunea Aliona Doroș, cetățenii merită respect și merită transparență ceea ce înseamnă banul pe care îl cu care contribuie la bugetele locale, de ce nu, și la cel central. Deci, o primă rundă de discuții o facem cu primarii din suburbii, o să o facem, bineînțeles, în paralel și cu executivul, care nu se reduce doar la primarul Ion Ceban. Cam mai apoi, să avem asemenea runde de comunicare și cu dezvoltătorii și cu oamenii din business și cu oamenii din mediul academic și cu cei din domeniul medical. Aceste discuții nu sunt un început, este o continuare a tot ce am făcut noi în ultima perioadă de timp ca partid politic, ca fracțiune în municipiul Chișinău și asta vom face și de acum încolo. Dacă însă nu ne mai vedem la conferință de presă, da, cine știe, poate ne mai oferă ocazia, atunci vă urăm de pe acum sărbători frumoase, cei care sărbătoresc Crăciunul și alte sărbători pe nou. Unii deja, înțeles că sunt plecați prin vacanță. Noi încă muncim aici la Consiliul Municipal și sper din tot sufletul ca rezultatul muncii noastre să fie resimțit și de către locuitorii capitalei și a suburbiilor. Mulțumesc presei pentru prezență și în anticipație pentru corectă reflectare a activității noastre în general și în speță a conferinței de astăzi. Mulțumesc!